Ciolacu face declarații chiar acum legat de subiectul acesta. Haideți să-l ascultăm. Fiecare sport în parte, că-i tenis, că-i fotbal, că-i basket, noi avem niște stadioane care trebuie să le punem la dispoziția sportivilor în funcție de performanța sportivilor, creând o prioritate. Eu nu vreau să intru în nicio polemică. Lucru iarăși, nu poți să te exprimi la televizor pe o bază a statului român sau pe o echipă care este plătită de către un minister. Cred că trebuie să avem bun simț cu toți și să intrăm într-o logică care să ducă la performanță în sport, nu la discuții între conducători. Nu am făcut acest lucru pentru că trebuie echipa FCSB sau alte echipe să joace, sau pentru un anumit patron. Am făcut acest lucru dintr-un principiu simplu. Stadioanele sunt pentru sportivi. Nu ai dreptul să iei unor sportivi dreptul de a juca pe un stadion. De ce nu s-a jucat acest meci acolo? Și domnul Talpan, nu cunosc detalii, de aceea am crezut că este oportun să meargă corpul de control al primului ministru ca să vă pot răspunde aplicat la întrebările mele. Când ar putea crește salariul minim? Nu sunt în măsură în acest moment să spun cine. Cred că am fost suficient de clar. Domnul Covaliu, doamna Lipă, se pot mândri cu medaliile pe care le au la gât. Când tu n-ai nicio performanță sportivă și să te implici, să strici lucruri din ambiții personale, vă anunț că nu voi permite, nu domnului Talpan, nimănui, cât timp sunt prim-ministru, să fac acest lucru. Oamenii de sport au dreptul să vorbească. Am fost suficient de clar, da? Mergeți la meci, la FCSB din nou? Nu știu încă. O să vorbesc cu fiul meu. Aș avea o altă întrebare, domnule prim-ministru. Când ar putea crește salariul minim în România? De exemplu, în Germania, salariul minim anul trecut a crescut de 3 ori. Este un mecanism prin care ții lucrătorii în țară. Cu adevărat, acest lucru trebuie suportat și de către economia reală. Prin discuții vom avea. Dacă vor fi scoase parte din facilitățile, de exemplu, în construcții, discuțiile sunt foarte clare ca să și mărim salariul minim, astfel încât e dreptul dumneavoastră să dați breaking news că Ciolacu taie salariile. Nu le tai. Nu le tai și tocmai de aceea vom mări salariul minim, astfel încât să nu piardă nimeni la salariu. Eliminate aceste facilități? Cred că am fost suficient de clar. Vor fi eliminate aceste facilități fiscale pentru cei din domeniul agriculturii și construcției? Nu știu, o să continuăm discuțiile. De luni o să avem aceste discuții și domnul președinte Ciucă, vă rog eu, aveți doi sportivi de asemenea talie și... Socialdemocrații susțin varianta TVA-ului diferențiat. Acel TVA de 9 și 19%. Cine menține? Că n-am auzit. Am spus socialdemocrații susțin introducerea acelui TVA diferențiat. Creșterea TVA-ului liberalii. V-a spus cineva? Ați văzut vreun liberal? L-ați văzut pe domnul Ciucă că a spus că nu-i de acord? Neoficial acest lucru. Vă rog, eu răspundeți-i dumneavoastră. Eu răspund la lucrurile oficiale. Ce vă pot spune? În discuția mea cu comisia și-au dreptate. Dom'le, trebuie să fie o ordine. Nu puteți veni cu 7 tipuri de TVA. Tărâți-vă la noi. Și am convenit că 9% rămâne mâncarea, rămân medicamentele, rămân protezele. Acum, iertați-mă. De ce la cluburi este 5% TVA? Vă întreb pe dumneavoastră. E normal acest lucru? Sunt mult prea multe excepții în România, lucru pe care nu ne-a spus numai comisia. Am spus toate forurile financiare. Ce vrem? Să pierdem toate fondurile europene și să intre România într-un colaps? Sau? Eu nu am să fac acest lucru, indiferent de ce vocea vor apărea și voi ieși la dumneavoastră, la televiziuni, la presă, unde doriți. Și o să explic foarte clar de ce trebuie făcut acest lucru. Normal, după ce voi lua decizia.